Ne întoarcem din nou la Evanghelia lui Matei, capitolul 28, continuând să studiem tot ce ne-a învățat Isus. Data trecută am văzut cum mormântul lui Isus a fost păzit de soldații romani, la cererea fariseilor și a preoților. Aceasta pentru a se asigura că trupul lui Isus nu este furat de ucenici. Dumnezeu s-a îngrijit de lucrul acesta pentru a nu fi nicio îndoială despre înviere. Suveranitatea lui Dumnezeu se folosește până și de tacticile și schemele inamicului, inamicul Evangheliei. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului. Sâmbăta aceasta era ziua obișnuită de sabat. Înainte de asta a fost un sabat special, vineri. Se numește sabat din cauza sărbătorii azimilor urmată de Paște. Deci Isus a murit joi, apoi vineri, sâmbătă, trei zile și trei nopți. Apoi duminica dimineața, când începea să se lumineze spre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Ele au adus mirodenii și ce era nevoie, pentru că n-au avut altă ocazie să meargă și să ungă trupul lui Isus. Urmau zilele de sabat și totul a fost făcut pe fugă. Așa cum citim în capitolul 27 cu 59, Iosif din Arimatea a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a așezat în mormântul lui pentru că era spre apus și începea sabatul. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii, ce deci erau mai mulți, au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor care se uitau la înger, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Acesta este cel mai important eveniment din istoria omului. Eu nu cred că creștinii sublinează cât ar trebui de mult importanța învierii lui Isus Hristos. El a înviat. Veniți să vedeți și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Mergeți și spuneți altora că Hristos a înviat din morți. De ce spun că acesta este cel mai important eveniment din istoria omenirii? Isus Hristos nu este singurul care a fost răstignit. Mulți hoți au fost răstigniți. Chiar și în acea zi au mai fost încă doi tâlhari răstigniți. Aceasta era moartea standard de care se foloseau romanii. Mulți oameni au fost răstigniți. Mulți lideri religioși au fost martirizați și omorâți. De ce spunem că Isus a fost diferit? putea fi ca unul dintre vechii proroci. De asemenea, mulți proroci au fost martirizați și uciși. Învierea. Aceasta este diferită de învierea din morți despre care citim în Vechiul Testament. Că a făcut Oilie și Elisei, când au înviat un băiat din morți, oasele lui Elisei, pe când era el mort, au înviat pe un mort care a fost pus în acel mormânt. Învierea lui Isus a fost diferită de aceste trei învieri care au fost doar învieri din morți. În timpul vieții lui Isus, Lazar a fost înviat, fata lui Iair a fost înviată, băiatul văduvei din Nain a fost înviat. Dar învierea lui Hristos a fost diferită de acestea trei. Petru a înviat-o pe Tabita, Pavel pe Eutih. Dar învierea lui Isus este diferită și de acestea. Pentru că toți acești Opt oameni pe care tocmai i-am menționat, toți aceștia au murit din nou. Ei nu au biruit moartea. Ei au fost înviați pentru o perioadă de timp și apoi au murit din nou. Au ieșit din mormânt și mai târziu au intrat din nou în el, morți. Dar în cazul lui Isus a fost o înviere adevărată. Acei oameni care au înviat au venit înapoi în trupurile lor de dinainte. S-au îmbolnăvit, au îmbătrânit și au murit din nou. Când a ieșit Isus din mormânt, nu a venit în trupul lui de dinainte. Avea aceeași formă și înfățișare, dar a fost un trup al învierii, care putea apărea din loc în loc și apoi să dispară. Putea să se miște cu viteza luminii și abia vedeai când vine și când dispare. El nu avea sânge în el, ci doar carne și oase, așa cum am văzut în Luca 24. Atunci când a apărut înaintea ucenicilor, Luca 24 cu 39, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și citim acolo că a putut mânca o bucată de pește. Ei i-au dat o bucată de pește și el a mâncat-o, ca să le arate că este un om viu. Motivul pentru care el a ales pește să mănânce a fost că după ce mănânci peștele, lași oasele în urmă. Și după ce Isus s-a dispărut și ei se întrebau dacă a fost un vis sau o vedenie, ei au putut vedea oasele peștelui și să spună, el chiar a fost aici, pentru că vedem oasele peștelui. A mâncat peștele și a plecat. Deci era o însemnătate chiar și în lucrurile mărunte. La înviere, Isus a avut un trup care nu era limitat de timp și spațiu. Un trup fără sânge, un trup care nu se putea îmbolnăvi, un trup care se putea mișca fără limitări. Biblia spune că atunci când Isus se va reîntoarce, vom avea și noi un astfel de trup. Spune în Filipeni 3 cu 20 și 21, așteptăm pe Isus Hristos ca Mântuitor să vină din ceruri și El va schimba trupul stării noastre smerite, și îl va face asemenea trupului slavei sale. Și trupul nostru va fi ca al lui la înviere, atunci când Hristos va reveni. Acesta este cel mai important eveniment din istoria omenirii, pentru că este un singur om care a înviat din morți și a biruit moartea. Creștinii vorbesc foarte mult despre nașterea lui Isus. Crăciunul este o mare sărbătoare, Vorbesc mult de moartea lui Isus, din Vinerea Mare. Dintre toate picturile expuse, care sunt cele mai comune picturi cu Isus pe care le-ai văzut? Despre nașterea lui Isus, despre moartea lui. Dar câte picturi ai văzut cu un Isus care a ieșit viu din mormânt? Și lucrul acesta este cel mai important. Dar diavolul a ascuns acest lucru. El vrea ca oamenii să se gândească la Hristos ca la un copil mic și neajutorat, care stă într-o iesle, sau ca la o persoană slabă și neajutorată care atârnă pe cruce. Dar nu acesta este Hristosul. Crucea este goală astăzi. El nu mai este pe cruce. Aceasta este însemnătatea unei cruci goale. Că el a fost acolo, dar nu mai este pe ea. A înviat. Și acesta este mesajul ce trebuie propovăduit. Învierea este pentru noi cel mai important adevăr din toată Biblia. Dumnezeu ne iubește tot așa cum l-a iubit pe Isus și și-a manifestat acea dragoste, dându-L pe Fiul Lui să moară pe cruce și apoi înviindu-L din morți, dovedind prin aceasta că era Fiul Lui Dumnezeu. În Romani 1, zice că asta este dovada că El era Fiul Lui Dumnezeu. Să vă arăt două lucruri despre înviere din Romani. Romani capitolul 1, versetul 4, spune, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Învierea din morți a dovedit că ceea ce a spus el a fost adevărat și că toți ceilalți lideri religioși nu au fost adevărați pentru că ei nu au înviat din morți. Poate că au spus multe lucruri bune. Mulți oameni pot spune lucruri bune și noi putem spune lucruri bune, dar asta nu ne face fi ai lui Dumnezeu. El a înviat din morți și a biruit moartea. Cel mai mare dușman al omului este moartea. Orice om moare. Omul a cucerit spațiul, dar nu a cucerit moartea. Putem să ne prelungim viața în multe moduri, cu tratamente, medicamente, dar în cele din urmă, omul tot moare. Și nu poți birui moartea. Dar Isus a biruit-o. Și mai departe, în Romani, capitolul 4, versetul 25, spune că a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Deci învierea lui Isus are o mare semnificație pentru noi. Așa știu că sunt acceptat înaintea lui Dumnezeu. Hristos este neprihănirea mea. Sunt considerat neprihănit înaintea lui Dumnezeu. De unde știu asta? De unde știu că păcatele mele sunt iertate? Pentru că Hristos a murit pe cruce. De unde știu că sunt considerat neprihănit și pot sta astăzi înaintea lui Dumnezeu? pentru că Hristos a înviat din morți și s-a înălțat în prezența lui Dumnezeu în trup. Atunci când Hristos a murit, Duhul lui a mers în rai, așa cum se întâmplă cu duhurile credincioșilor care mor, dar trupul a fost pe pământ. După înviere, Duhul a venit înapoi în trup și trupul a înviat și a fost transformat într-un nou trup. A stat pe pământ 40 de zile și apoi s-a înălțat la cer. De aceea apostolii oriunde au mers au spus că ei sunt martori ai învierii lui. Când au vrut să aleagă pe cineva în locul lui Iuda, priviți ce au spus. Fapte 1, înainte de cinzecime. Versetul 16. Spunea Petru aici, Iuda a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. El a murit și acum, Versetul 21. Trebuie cineva să ia locul lui Iuda și trebuie ca persoana aceea să ne fie însoțită în toată vremea și să fie un martor al învierii lui. Versetul 22. Nu martor al răstignirii lui, martor al învierii lui. Trebuie să vorbim mai mult de învierea lui decât de răstignirea lui. Cele două trebuie pomenite împreună. Evanghelia este că Isus a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Nu numai că Hristos a murit pentru păcatele noastre. 1 Corinteni 15, versetul 3. Aceasta este Evanghelia. V-am învățat așa cum am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Versetul 3. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat la peste 500 de frați odată. Versetul 6. Deci, Evanghelia nu este completă dacă nu vorbești despre înviere. Nu e de ajuns să spui că a murit la cruce. Lucrul acesta este așa de important și cred că toți cei care predică Evanghelia trebuie să includă și învierea lui Hristos. Este de o importanță fundamentală. În Matei 28 spune că femeile au plecat cu multă bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor. Isus le-a întâmpinat și le-a salutat. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Isus le-a spus: Nu vă temeți. Întotdeauna așa au fost cuvintele lui: Pacea să fie cu voi, nu vă temeți. Acestea sunt cuvintele cele mai folosite de el chiar și după înviere. Pace, nu vă temeți. Eu sper să vă meargă aceste cuvinte la inimă. Din cauza învierii lui Isus Hristos și știind că-i viu, așa cum cântăm în acea cântare, pot învinge teama. El care ține în mână ziua de mâine, trăiește. Nu mai este frică, teamă, ci pace. Isus a spus, duceți-vă și spuneți fraților mei. Vedeți, acesta este un lucru care s-a întâmplat la înviere. Până atunci, el i-a numit ucenici, robi și prieteni, dar după înviere îi numește frați. Duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. În Ioan 20, unde citim de întâlnirea lui cu Maria Magdalena, îi spune în Ioan 20, versetul 17, Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Isus nu a mai folosit această expresie înainte. Prin toate Evangheliile, de-a lungul vieții lui pământești, a vorbit totdeauna de Tatăl meu sau uneori a spus ucenicilor Tatăl vostru. Întotdeauna a fost Tatăl meu sau Tatăl vostru. Dar după înviere, El combină pentru prima dată cele două expresii, Tatăl meu și Tatăl vostru. Acum suntem una și voi sunteți frații mei. În Ioan 15 le-a spus, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni. Ioan 15, versetul 14 și 15. Erau robi și i-a numit prieteni. Acum zice, vă numesc frația ai mei. Așadar, atunci când spunem unei persoane frate, știți ce înseamnă asta? este cel mai mare titlu ce îi se poate da unui copil al lui Dumnezeu, un frate al lui Isus Hristos. Eu întotdeauna le spun asta oamenilor. Numiți-mă frate. Nu mă numiți reverend sau ceva de genul ăsta. Numiți-mă frate. Acesta este cel mai mare titlu pe care îl poate avea un copil al lui Dumnezeu, un frate al lui Isus Hristos. Mergeți și spuneți fraților mei. Aș vrea să fim impresionați de semnificația acestui titlu. Frații mei, tatăl meu și tatăl vostru. Acum suntem una. Romani 8 29 spune, aceea pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte, i-a predestinat mai dinainte, adică a hotărât mai dinainte, ca ei să devină ca Isus, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ, citim în Ioan 3,16, singurului Fiu, acum devine cel întâi născut după înviere. Deci învierea este foarte importantă. Isus nu mai este singurul fiu. Până la înviere, Isus a fost singurul fiu al lui Dumnezeu. Dar din momentul în care a înviat din morți, a devenit întâiul născut. Trebuie să vedem semnificația învierii. Ce ne învață Isus prin asta? Că noi suntem frații Lui. Că Tatăl Său e Tatăl nostru. Că El este fratele nostru mai mare. Este o relație minunată. Și noi putem avea aceleași drepturi pe care le are El. Dacă respectăm aceleași legi, Dumnezeu face pentru noi tot ce a făcut și pentru Isus, pentru că nu este părtinire la Dumnezeu. Ce a făcut pentru Fiul Lui mai mare, va face și pentru noi. Când am avut numai un fiu, El a fost singurul meu fiu, dar după ce am avut alți fii, El a devenit întâiul născut. Cum poate un singur fiu să devină întâiul născut? Atunci când mai sunt și alți fii. Asta s-a întâmplat la înviere singurul lui fiu a devenit întâiul născut. Trebuie să înțelegem aceasta, pentru ca să ne recunoaștem poziția și privilegiile ce le avem ca copii ai lui Dumnezeu. Matei 28, cu versetul 11. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Ei au spus, a fost un cutremur, a venit un înger, a dat piatra la o parte. Noi eram speriați, ei nu au văzut trupul, versetul 12. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat tostașilor mulți bani, și aici se vede corupția, mita, și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Dar era o crimă pentru un soldat roman să doarmă când era la post. Soldații romani nu îndrăzneau să facă așa ceva. Dar ce să spună? Nu puteau spune că au venit ucenicii, niște pescari, i-au biruit pe soldații romani și au luat trupul. Nimeni nu ar fi crezut asta. Versetul 14. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au fost fericiți. Au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Au spus că pe când dormeau, au venit ucenicii și au furat trupul. Încă de la început au fost minciuni printre oamenii religioși. Aceștia spun așa de multe minciuni pentru a-și apăra cauza lor. Oameni din toate religiile, inclusiv creștini nominali, spun minciuni. Ori de câte ori spui o minciună, să știi că tatăl mincinosului este Satan. Isus a spus că diavolul este tatăl mincinoșilor. Isus a spus despre sine că el este adevărul. Aici vedem minciuni chiar de la începutul învierii. Deci vedem că învierea este cel mai important lucru care s-a întâmplat. Și asta ne dă speranță. Să deschidem la 1 Corinteni 15. Este un capitol bun despre înviere. 1 Corinteni 15 vorbește aici despre importanța învierii. Versetul 6. După înviere s-a arătat la mai mult de 500 de frați. Știți că Isus nu a apărut niciodată înaintea unui necredincios după înviere? El nu a avut nicio dorință ieftină de a merge să stea înaintea lui Pilat ca să-i zică, hei, m-ai ucis, dar uite-mă aici. El nu a avut dorința de a merge să stea înaintea lui Ana și Caiafa, Irod și alții, și să le zică, ați încercat să mă omorâți, dar iată-mă. De ce n a făcut asta? Nu avem noi o dorință pentru o astfel de publicitate ieftină? Și să spui că e 1-0 pentru tine împotriva cuiva? El n-a avut niciodată astfel de dorințe. S-a arătat oamenilor, dar tuturor oamenilor cărora s-a arătat erau credincioși. Asta este important. S-a arătat la peste 500 de frați, dar nici unui necredincios. El nu a vrut să demonstreze nimănui nimic. Dacă s-au pocăit de păcatele lor, se puteau încrede în el. I-a zis lui Toma, Binecuvântați sunt cei care cred fără să vadă. Tu crezi, i-a zis lui Toma, pentru că m-ai văzut și ai pus degetul pe rănile mele. Acest e lucru cel mai binecuvântat? Ce a zis despre credința în el? A spus în Ioan 20 cu versetul 29. Ferice de cei ce nu m-au văzut și au crezut. Noi suntem în această categorie. Noi nu l-am văzut pe Iisus înviat, dar credem știți că noi suntem mai bine cuvântați decât cei care l-au văzut pe Isus în viat? Așa a spus el. Și pentru că el a spus aceasta, eu cred. Cred în toată inima că sunt mai bine cuvântat decât acei oameni care l-au văzut pe Isus în viat. Unii dintre noi poate cred ce mi-ar fi plăcut să fi fost acolo, la învierea lui, să-l văd după înviere. Dar ești mai bine cuvântat dacă nu vezi. Acestea sunt cuvintele lui Isus și știm că ele sunt adevărate. 1 Corinteni 15 spune că dacă nu numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Nu, noi avem nădejde și pentru viitor, din cauza învierii lui Hristos. Versetul 23. Când va reveni Isus, noi vom învia împreună cu El. Și apoi vine sfârșitul. Moartea a fost deja biruită de învierea lui Hristos. Puterea lui Satan a fost biruită. Deci învierea ne descoperă multe lucruri. Tot ce a spus Isus este adevărat. Și învierea ne mai arată că putem avea nădejde pentru viitor. Dacă nu ar fi fost învierea, cum spune aici, am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Spune aici că de aceea este gata să înfrunte tot felul de pericole, pentru că știu că este o a morților. Să vă mai arăt un verset din fapte 24. Aici spune în versetul 15, că are nădejde că va fi într-o zi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și din cauza aceasta, ce face Pavel? Se silea să aibă un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Deci, dacă chiar crezi că va fi o înviere și că și tu vei experimenta învierea, atunci, ca dovadă, vei încerca să-ți păstrezi cugetul curat. Altfel, pot spune, teoretic, cred că va fi o înviere. Dacă chiar crezi că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți, atunci vei face un singur lucru. Exact așa cum spune în fapte 24 cu 16. Îți vei da toate silințele să îți păstrezi cugetul curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Este una să spui, teoretic, cred în învierea lui Isus Hristos. Și este altceva să crezi din toată inima ta dacă crezi numai la nivelul minții, și diavolul știe asta. Dacă îl întrebi pe diavol dacă știe că Isus a înviat din morți, clar că știe. Orice demon știe asta și tremură în fața acestui adevăr. Dar dacă crezi din toată inima că este o înviere a celor drepți și o înviere a celor nedrepți și că nu toți vor fi la învierea celor drepți, ce faci ca să fii sigur că tu vei fi la învierea celor drepți și nu la învierea celor nedrepți? nu este nimeni care să ne poată spune mai bine ca Pavel însuși. El spune, cu privire la această nădejde, că va fi o înviere a celor drepți și eu vreau să fiu la cea înviere și nu la învierea celor nedrepți, îmi dau toată silința să am mereu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce înseamnă asta? Că când conștiința lui Pavel îl avertiza cu privire la un lucru, prin care a călcat legea lui Dumnezeu, sau viața lui nu era ca a lui Isus, el imediat se mărturisea lui Dumnezeu și îi cerea să-l ierte prin sângele lui Hristos. Și dacă a simțit că a făcut rău cuiva, mergea imediat la acea persoană și își cerea iertare și rezolva problema. Dacă cineva i-a făcut lui un rău și avea un pic de duh de neiertare în inima lui, se descotorosea imediat de acel duh și ierta acea persoană. Astfel se asigura că cugetul lui este totdeauna curat, ca și atunci când îți intră un spin în picior. Nu aștepți o vreme ca să-l scoți, ci îl scoți imediat. Așa trebuie să ne ținem și noi conștiința curată. Și așa trebuie să facă oricine crede în înviere. Cât mă privește pe mine, singurul mod în care pot spune că cred în înviere este prin menținerea cugetului meu curat. Dacă nu ți cugetul curat, credința ta în înviere este doar teorie. Dumnezeu să ne ajute să trăim conform lucrurilor pe care ne-a învățat Isus. Vom continua în episodul următor.